Noi gata, ne mutăm! Am scos toate hainele de aici. Trebuie să facem ordine, să lăsăm mamei curat. Da, mamica? Mamica ne-a ajutat. Radu a dus deja o parte din haine, aici a mai rămas câteva. Vom duce și florile. Ei la casa noastră. Oh, oh, oh. Cât avem de Radu? Bunica, ia fi gătită. În acest hotel vom fi cazați începând cu data de 18 iunie până pe data de 22 iunie. Toți care vor fi în această perioadă în acest hotel ne veți vedea acolo, dar dacă ai posibilitatea să mergi undeva la mare în vacanță, alege hotelul acesta în această perioadă și ne vom vedea cu voi. Abia așteptăm să vă cuprindem, să facem multe poze și să ne distrăm. Noi vă spunem, dragilor, pe curând și ne vedem acolo! Veniți și mămica la ajutor! Ea aranjează hăinuțele Melaniei. Îi place să joace cu hainele, așa-i, mami? Tare, dragă! Și Adriana a venit. Ea stă cu Melania, mă ajută. Aici am aranjat hăinuțele. Pentru prima perioadă vor sta, iată, aici. După care vom da comandă de dulapuri în această cameră. Este dulăpiorul Melaniei. Am aranjat hăinuțele, iată, așa. Am și aici. El vrea să joace cu el, dar n-are cu cine el să joace. Hai, tata, la dacă, hai. Da, Miela se-mi vrea, Miela. Miela, tu ești la casa ta și tu plângi? N-ai se poate să plânge. Hai, pe jos, e ca așa. Ha? Miela. Miela. Ea vrea jos? Hai, jos, dă-i drum. Ea de drum. Așa. Dă-i drum, ea vrea jos. Pa, pa. Cătălina face ordine, are organizatoare. Ah, tu ne-ai luat mai mare, iată. Da, mai mare. De atât. Eu am luat care erau, pentru că erau foarte puține, apropo. Uite așa. Și iar avem hăinuțe. Aici poți pui hăinuțe. Poți pe jumătate la jumătate, da. Așa. Iar arată. Arată aici. Vedeți cât e de comod cu organizatorul. Dar pe internet poți stai mai ieftin, știi? Da, dar nu am timp acum. De asta așa am vrut. Aici sunt salopete și aici costumașe. Mai încă două, da? Mai am încă unul. Două le pun aici la ciorape. Mai mici. Pun ștrampi. Într-o pat ștrampi. Dar ce e mulgar la tine? Da, trebuie spălat. N-am făcut încă curat. Mielca, Mila, frumoasă. Hai, treabă, Mila. Așa, mă, mergi frumos, mă, mergi frumos. Cum merge cu ciorul? Prima dată văd să târie așa un copil. Hai, vine, hai, vine, mă, vine, hai, vine. Hai, vine, hai, 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 hai. Iată așa, mergi. Hai, 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 Mielca. Hai, vine, hai, hai, vine, hai. Vine, vine. Miela! Papa! Miela! Papa! Miela se duce! Hai, hai, duce-te frumos! Cu stânie! Ia! Haideam, gata, ajungi! Ha! Haideam! Hai! Hai, 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 papa! Hai că-te la papa, ha! Hai fă... Mi-a luat face călăgie, ei este suam. Ne ducem, gata, ne ducem acasă, noi. Gata, gata, gata. Mergem acolo. Hai, intrați la noi în casă. Nu este încă totul curat. Haideți să vă arăt casa. Aici baia, dar încă nu este gata. Ușile trebuie schimbate. Trebuie să îmi pună Radu oglinda aici. Iată oglinda. E important pe jos să-i ajut. Da, pentru că am făcut baia seara. Aici va fi camera Melaniei. Melaniei și pentru oaspeți. Dormitorul. Da, am pus lucrurile Melaniei, totul e gata. Hai, Mela, arată dormitorul părinților. Miela are păducul aici, da. Deci încă e mică și doarme cu părinții. Iată aici. De dimineață strângem patul. Cu
Cum ați dormit pe pat nou? Foarte bine. Serios? Da. E bun. Și îmi place care e aici. Și mi-a nu cade jos noaptea. Și când, da, doarme cu noi, nu cade jos. A venit Radu de la cumpărături. Imediat vă arăt ce a adus el. Ai cumpărat de toate? Da. Super. Și pâine la tazan. Se-l cheamă Rex. Rex. Primele cumpărături în casa noastră. Radu a cumpărat salam, a cumpărat cârnăciori, tip de pui, cașcaval, ghefir, lapte, brânză Philadelphia, saci pentru gunoi, sare, pierci, asta e preferatul lui, ouă și maioneză. Aici mai are, a luat și cafea. Naturală. Foi de datin. Băiat, piper, eu nu i-am zis. Apropo, două pachete. Îmi place. Mi-a luat kefirul meu preferat. Smântână cu fără. Cum Radu smântână. Piperul boabe. Sfigătură. Aici terci pentru Mela. Și aici a luat pâine coaptă. Preferată cu mac. Asta e preferată. Nu are una cu vișini, tot așa, și acum trebuie totul pus în... Ați mai văzut bucătăria și în vlogurile de pe canalul Big Family, dar vă arătăm și aici. Dacă nu știți că aici mai avem un canal Big Family, unde postăm, ne străduim zilnic. Sau că este o zi. Da, depinde cum ne simțim, pentru că muncim mult și evident suntem obosiți. Uneori, aici ei mănâncă o masă. Încă nu este totul pus la, în ordine. Nu am nimic. Frigiderul e gol. Da, dar acum, gata. Așa îmi place să spun frigider curat, nu? A terminat altă viață. Când este mâncare, altă viață la casă, nu? Aha. Pui pieptul de pui în sus, aici în frigider? Da, pentru că faci supă. Supă, melanie. Supă și cartofi cu... Când încerc. Da, și-o sfârmă. La Big Family, să intrați. Asta face mai mic de lume. Am pregătit pâinea pe rigmătoasă, cășcăvalul, maioneza. Și eu am tăiat salam. S-a pornit, asta rău. Pune bine ca la pâine. Eu pentru ce am tăiat pâine aici? Coacem și de asta? Da, încercă, nu am copișoară, nu știu. Scoatem din mașină de vase căile, facem ceai. Înțeleg ce nu s-a uscat, probabil am dat prea de minici. Sau i-am terminat. Mamă, se poate nu. Am mai făcut deja. S-a dat tot deja, gata. Am făcut sandwich și fac un ceai. Prima dată la sora în casă, beau ceai. Yeah! Am deci. Avem ceaiul gata. Poți să dau ție pachetelul, că e foarte tare. Da? Da. Hai. Ceaiul în casa mea, cred că e mai bun. Da, păi, dacă e la tine acasă. Logic. Iată, trebuie să-mi cumpăr ibric sau cum zice? Mhm, ibric. Să faci cafeluț. Dar n-ai aparat? Nu. S-a trezit și Mela, le aducem să ducem la băieți.